Domnul Lupu, echipa națională a ajuns deja în Cehia, se pregătește pentru meciul din această seară, meciul, primul meci de la Euro 2017 contra Greciei. Cum vedeți noi asta, acest joc? Cât de important ar fi să, ca Naționala României să înceapă cu dreptul? Suntem la un nou început pentru Naționala României de mini-fotbal, la o reconstrucție ce a început acum un an, concretizată la turneul amical din Tunisia. La orice competiție, pe lume, acesta este cel mai important. Și a debutat cu dreptul, sporește încrederea în cadrul lotului și în același timp ne mărește șansele de calificare, de accedere într-o fază superioară, de pe o poziție cât mai bună, ceea ce înseamnă posibilitatea de a întâlni un adversar mai slab cotat în fazele preliminatorii. Ne-am pregătit bine, a fost un cantonament reușit cel de la Palba Iulia, echipa are un tonus bun, suntem mulțumim deocamdată că nu avem jucătorii pe accidentați, sperăm să fie și la cel mai înalt nivel. Și așteptările sunt foarte mari pentru acest joc. E clar că, deși va fi un joc dificil, pornim ca favoriți. Cum a fost la Alba Iulia? Aveți mulți jucători noi în lot. Este practic o națională complet schimbată față de cea din anii trecuți. Cum a fost această misiune de a face lotul să fie închegat într-o perioadă atât de scurtă? A fost una dintre momentul în care am acceptat de a prelua acest post, a fost una dintre condițiile impuse de către mine și acceptate de către Comitetul Executiv, acela de a reforma echipa națională, de a aduce băieți noi, dornici de a face performanță și a ne reprezenta cu cinste la competițiile internaționale. Într-adevăr, poate n-am avut timp suficient pentru a optimiza relațiile de joc, dar valoarea individuală a jucătorilor, sunt convins că își va spune cuvântul și de cele multe ori ne vom impune. Cum vi se pare grupa? Este o grupă dificilă, cum spun mulți, adică e clar o grupă dificilă, dar avem un campion european acolo, e Kazahstan, avem Grecia, avem Portugalia, cu toate astea noi suntem primi în clasamentul european. Da, prin prisma ultimelor evoluții de la campionatele europene, putem spune într-adevăr că este o grupă dificilă, dar totuși noi reprezentăm România, o țară cu tradiție în mini-fotbal, ceea ce nu face decât să fim în continuare favoriți, indiferent de echipele pe care le vom întâlni la acest campionat european. Noi sperăm să avem întotdeauna atitudinea potrivită, corectă față de joc, să încercăm să nu-i subestimăm sub nicio formă și cele de urmă să ne atinge scopul acela de a ne califica de pe primul loc. Credeți că se poate ajunge până în final? Adică România este obișnuită a finalelor. A ajuns acolo de 6 ori în ultimii 7 ani și de 6 ori a și câștigat-o. Da, la palmaresul nostru nu poți să te opui altceva decât câștigarea titlului și așa cum foarte bine se știe începând de anul trecut, o accedere în primele, să spunem doar în primele 4 echipe, îți asigură obligatorul și calificarea la campionatul mondial, deci nu poți să-ți propui altceva decât o calificare în primele 4. Cred că avem un lot valoros format din jucători experimentați, chiar dacă sunt la primele selecții la un campionat european, mulți dintre ei au dovedit de-a lungul timpului la echipele de grup că sunt jucători valoroși și doar o conjunctură a făcut ca să nu se regăsească în lotul României la celelalte ediții de campionat european. Ok, mulțumesc!